Ca niște albinuțe neobosite, colectivul grădiniței Peștișorul de Aur din Năvodari pune tot timpul la cale acțiuni, activități, evenimente menite să ajute tinerele vlăstare în dezvoltarea lor frumoasă și durabilă. Un astfel de eveniment este și concursul de artă grafică și fotografică Moștenitorii. Este vorba despre proiectul educativ județean Moștenitorii, proiect înscris în calendarul proiectelor județene ale Inspectoratului Școlar Județean. Am ales acest nume deoarece trăim pe un pământ românesc de mii de ani, încărcat de istorie, cultură, tradiții, obiceiuri și pentru că trăim alături de alte etnii, ruși lipoveni, aromâni, turci, tătari, cerchezi, ucrainieni și alte etnii, de la care avem de învățat, cu care trebuie să conlucrăm, să colaborăm și totodată să ne asimilăm. Dar trebuie să ne păstrăm și identitatea. De aceea regăsiți în desene și în fotografii tradiții specifice fiecărei etnii și ale noastre, ale românilor. Eu împreună cu doamna Vali Salomia suntem coordonatorii proiectului, iar colegele mele, doamna Angelica, doamna Iolanda, doamna Elena, doamna Alina, este și doamna Ștefania Cosmenco, reprezintă echipa de proiect. Ce sădești, aia vei culege. Cu așa doamne alese, viitorul se întrevede luminos.